Primarul în funcție al municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, și-a depus astăzi dosarul pentru o nouă candidatură, alături de el fiind și echipa sa pentru Consiliul Local. Bobouțanu spune că își dorește să continue proiectele pe care le-a demarat, în condițiile în care Hunedoara a reușit să atragă printre cele mai multe fonduri europene din regiunea de vest a țării. Câte semnături ați strâns pentru a vă depune candidatura? Bună întrebare, cu siguranță numărul legal a fost depășit de cel puțin 10 ori. Aici a fost cea mai mică problemă, dar să știți că eu personal nu m-am ocupat de strângerea nici măcar unei semnături. Există o echipă foarte puternică lângă mine, de altfel vedeți doar o parte dintre cei care s-au ocupat de strângerea semnăturilor, drept pentru care le și mulțumesc. În momentul de față, Hunedoara se află pe drumul corect și pe drumul cel bun. Indiferent ce se va întâmpla la alegeri, acest drum nu mai poate fi blocat de nimeni. Acest drum este drumul care hotărăște din nou ca Hunedoara să fie acolo unde a fost întotdeauna, cel mai important oraș al județului, cu populația cea mai mare, chiar dacă nu este capitala județului Hunedoara, un oraș cu un potențial de dezvoltare foarte mare, cu atracție, probabil unul dintre orașele care a tras cei mai mulți bani din fonduri europene din regiunea de vest, cel puțin, dacă nu chiar la nivelul nostru, municipiul de rang 2, chiar din Transilvania. Din punctul meu de vedere și fără a folosi cuvinte mari, actuala administrație, administrația condusă de primarul Dan Bobouțanu, a făcut istorie în Hunedoara în ultimele două mandate, în ultimii 8 ani. Atât din punct de vedere al infrastructurii urbane, al infrastructurii sanitare, al școlilor, al implicării în partea sportivă și socială, cât mai ales a făcut istorie în redescoperirea noastră, a identității noastre de hunedoreni. Am ales să fiu în echipa de consiliere a domnului primar Dan Bobouțanu, pentru că eu cred și sunt ferm convins că orașul trebuie să prospere și trebuie să meargă mai departe. Am ales să fiu în echipa de consiliere a domnului primar Dan Bobouțanu, pentru că în ultimii ani a demonstrat un interes sporit, așa cum este firesc, pentru tot ceea ce înseamnă unități școlare din municipiul nostru. Și suntem convinși că în viitorii ani se va amplifica acest interes al domnului primar și al echipei de consilieri pentru învățământul hunedorean și comunitatea hunedoreană va fi compatibilă 100% cu învățământul european.